Există dovezi incontestabile care arată că puterea minții noastre este una uriașă. Forța incredibilă a minții noastre poate influența corpul fizic, starea de sănătate, evenimentele prezente și chiar pe cele viitoare. Cum ne modelăm realitatea cu puterea minții vom afla astăzi de la invitatul meu, Raico Cusmanovici instructor de dezvoltare personală. Raico, bine ai revenit la noi, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația. Bine te-am regăsit. Te regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Tu ești antrenor de minți, ca să spun da, așa. Da, de da. ce nu ne folosim tot potențialul? Ce ne blochează? Practic? Ah, știi, răspunsul este destul de complex la o întrebare foarte simplă. De ce? De fapt, noi ne folosim mintea. Ideea este că nu am învățat cum să o folosim și cum să direcționăm ca, practic, ca să obținem rezultate, știi, pentru că există diferență între ceea ce ceri și ceea ce îți dorești. Și ceea ce primești. Da, și ceea ce primești, implicit. Pentru că oamenii de foarte multe ori vor ceva, dar cer cu totul altceva, având impresia că cer în concordanță cu ceea ce își doresc. Întotdeauna o să primim rezultatul, până la urmă, la ceea ce cerem, pentru că atenția noastră este îndreptată acolo, în zona respectivă. Care este ideea, de fapt? Ca să trec deja pe concret. De <laughs> tot timpul spui eu, <laughs> să fim concreți. Uh, ideea este că, hai să o luăm așa de la început, tot ceea ce există face parte din câmpul, uh, mă rog, se, se numește câmpul cuantic, da? Fizicienii îl numesc câmpul cuantic al energiei și informației. Uh, tot ceea ce există, ceea ce cunoaștem și ceea ce nu cunoaștem, ceea ce vedem și ceea ce nu vedem, face parte din acest câmp. Uh, ideea este că în momentul în care atenția noastră este într-o anumită zonă, atunci toată energia se duce acolo. Se, colapsează acolo. se colapsează acolo. Intenția noastră, pe de altă parte, ajută la această materializare. Da? Și atunci dacă tu toată ziua stai și te vaiți, de exemplu, să nu-ți pice acea întrebare la examen, ai 90% timpul. șanse să-ți spice fix întrebarea aia. Pentru că acest câmp nu înțelege că nu vrei. El înțelege un singur lucru. Și nu vorbim acum de cuvinte. Vorbim de atenția noastră, intenția și implicit și emoția cu care venim. Și uite, așa materializăm instant. Exact. Și atunci se materializează chestia asta, primești întrebarea pe care nu o doreai și vii și spui că da, eu n-am vrut, am și spus că nu vreau. Da, dar gândul tău, da? mentalul tău, și nu la mentalul tău, dar și verbalul tău și toată emoția ta a fost îndreptată spre acea întrebare. Asta este unul din exemplele. În viață avem foarte multe astfel de exemple. Așa că primul lucru concret care este de făcut este în momentul în care îți dorești ceva să te să verbalizezi și să te comporți cerând ceea ce îți dorești. Și aici, să spun așa, linia poate să fie câteodată foarte fină, așa cum este. dar Mulți întreabă, ok, și atunci cum să, cum să fac cu examenul? Da, mulți foarte o să zic simplu. că eu cer, da. eu cer, dar nu. Da, nu se cere numește. întrebările la care știi răspunsul. Asta este. Deci nu te interesează ceea ce nu știi, pentru că nu vrei atenția să se ducă acolo, Și atunci du atenția spre a obține întrebările la care știi răspunsul. Dar foarte mulți oameni spun că și îndreaptă atenția către un cel, către un obiectiv, însă nu reușesc să-l atingă. Apar aici tot felul de îndoieli, tot felul de aia piedici. Este, aia este jucăria cea mai <laughs> periculoasă, hai să-i spun așa, sunt îndoielile. Una este să spui cu o convingere profundă și adâncă că vreau acele întrebări și am să primesc acele întrebări și primesc acele întrebări, Da? Și alta este să spui, aș vrea să-mi pice întrebările alea. Da, eu mă gândesc, dar aș vrea, aș vrea să-mi pice. Atenția mea este spre aș vrea. Aș vrea nu este convingerea profundă și nu atrage energia spre a primi acele întrebări, ci atrage atenția spre îndoieli. Deci trebuie să plecăm de la o intenție foarte clară, în primul Foarte rând. clară și uh, bine, bine exprimată. Bine exprimată ca și gând, bine exprimată ca și verbalizare, bine exprimată ca și acțiune. da, Pentru că de foarte multe ori uh, noi ne setăm gândul, dar atenție, avem 24 de ore în timpul zilei. Și avem zeci da? de mii de gânduri. Și avem zeci de mii de gânduri, au numărat undeva la peste 60 da. de mii, da? în fiecare zi producem peste 60 de mii, e, și unde sunt majoritatea gândurilor. Dacă, ok, stai singur cu tine, înveți și zici, ok, vreau să-mi pici întrebarea aia, dar când ieși din casă, când te întâlnești cu prieteni, când viața îți transmite provocări, gândul tău este acolo, a, nu e nicio problemă, iau 10 la examen, sau te întorci, hai să-i spun așa, un pic spre normalitate. Adică intervin factori perturbatori. Exact. Vor interveni întotdeauna factori perturbatori care oarecum te vor pune la încercare. Să te, te, s -te vor... credință. Da, 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 da. Și asta spune și religia până da. la urmă. Adică reîntâlnim toate astea în foarte multe aspecte. Da? De la uh, aspectele religioase și de credințe, până la astăzi aspectele, hai să-i spun așa, științifice. Pentru că știm fizica cuantică ne spune despre acest câmp. Cercetările sunt din ce în ce mai multe și rezultatele sunt din ce în ce mai multe și da, el într-adevăr reacționează la gândul nostru, la mintea noastră, ceea ce facem noi mental. Acolo, acolo este puterea noastră, de fapt. Deci, instrumentele le avem, dar, dar ideea să este să, să le, le folosim. Și atunci, un lucru care eu întotdeauna recomand este, primul pas este să fii atent la modul în care vorbești, modul în care te exprimi. Dacă modul în care te exprimi este în concordanță cu dorința ta. Modul în care acționezi, dacă este în concordanță. Da? cu dorința ta. Pentru că, uh, iarăși, mă întorc la acest examen, nu știu de ce vine, poate sunt studenți care se uită. Uh, da, te întâlnești cu cineva, să stai de vorba la telefon și atunci, na, am fost și noi studenți și îți minte cum era că te testai unul cu celălalt, întrebai, tu cât ai învățat, ce ai învățat. Verificați unde este emoția ta. Cât de calm liniștit și convins și ferm, ești că o să obții 10, de ce nu, chiar dacă va interveni raționalul că acolo este joacă și o să-ți spună tu n-ai învățat de 10. Adică ai mai, hai că lecția aia, nu prea știi și așa mai departe, mm -hmm. de unde 10, dar de unde nu? Adică dacă tu vii și mi-argumentezi că nu pot să primesc 10, eu îți argumentez că există un număr infinit de posibilități să împice întrebările la care știu perfect răspunsul și se iau 10. Și atunci acolo este joacă. Joacă este de foarte multe ori cu aspectul nostru rațional care ne definește normalitate, că așa ar fi normal, așa ar fi corect, care de fapt fac parte din convingerile noastre. Și convingerile noastre funcționează și din partea subconștientă. Acolo sunt cele mai multe, de fapt. Și acolo sunt cele mai multe. Da? Și atunci, de foarte multe ori este eu, rațional, care este undeva la 5-6%, dar conștient, 95. spun una, dar 95%, dacă, conving, dacă acele convingeri sunt exact invers, alea vor vorbi. Deci, alea alea vor crea realitatea mea. Acelea vor crea realitatea mea. Așa că ideea este să încep să schimb aceste convingeri. Convingeri care au fost create... Și multora nu le place când spun asta, într-un mod repetitiv, fără să ne dăm seama. Adică, în mod repetitiv am spus și am avut atitudinea și emoția care a creat acea convingere. Că dacă nu știi toată materia, n-ai cum să primești. 10. Sau poate am preluat unele convingeri. Oh, absolut că preluăm. Preluăm în primii ani, preluăm de la părinți, după care preluăm de la mediul încojurător, de, de, de la societatea în care trăim. Uh -huh. Da, uite că acum avem tot felul de convingeri care, cu care suntem bombardați, ni se transmit informații, dacă lumea este rea, lumea este nasoală, da, e... și nu acum, acum. Vorbesc că tot procesul ăsta, ca și concluzie, putem să ne ducem înapoi în, în timp, da, și cum spun americanii, no bad news, no news. Dar există și good news. Da, și ideea este, ok, dar să controlezi tu acest proces. Spunei tu că trebuie să fim foarte atenți la cuvintele pe care le rostim. Da. Când ne surprindem cu acele nu <laughs> da, pe care tu le dai exemple. Da, ceea ce pe mine m-a surprins într adevăr când am învățat limba română a fost, au fost două cuvinte care pot să spun apar obsesiv compulsiv, așa că să se... în limbajul nostru. Da, în limbajul este nu și frecvent lumea începe frază cu nu, da? Uh, care, care de foarte multe ori este îndoială. Da? Mm -hmm. Nu vrei să mergem la o cafea. Adică e chestia aia, te întreb, dar convingerea mea că poate de fapt o să mă refuzi. Mm -hmm. Și asta, asta determina de foarte multe ori răspunsul tău, care o să spui, a, nu, n-am timp acum, dar las altă dată. Ok, nu mai refuzat, dar nici nu ai acceptat invitația mea. Uh, nu e așa, nu ți se pare, n-ai chef, nu-ți e foame. Tot timpul este acel nu uh, și cuvântul probleme. Asta este e un cuvânt care mi se pare magic, pentru că am constatat că frecvent oamenii folosesc acest termen uh, din două motive. Uneori ca să nu-ți povestească cât are de făcut și are niște probleme de rezolvat. Uh, și alteori, de, de fapt, ceea ce... Proveniența acestei atitudini, pe de altă parte, zace și în copilăria noastră, pentru că noi am vrut să ajungem mari. Orice copil vrea să crească, să fie mare. Și atunci ceea ce facem este că observăm lumea adultă. Ți-mi minte, eu stăteam și observam lumea adultă și mă fascina că aveau probleme. Mi se păreau fantastici. Voi și tu niște probleme, da, ceva și vreau acțiune. Și eu niște probleme. De abia așteptam să ajung mare, să mă ocup și eu de probleme, să par important. Adică probleme era sinonim acolo cu acțiune. Da, cu acțiune și cu nivel de importanță. Că noi copii ce? Avem școală, biciclete, trotinete, role, cam asta este, joacă. Dar ei au probleme. Deci ești important și de-abia așteptam să ajung important să ajung cineva în viață care se va ocupa de probleme. Și uite cum rezolvă problemele altora. Și atunci, și atunci am descoperit că problemele nu sunt chiar așa de simpatice și de frumoase. Și uh, ceea ce spun oamenilor este că nu ești mai prejos dacă spui lucrurilor pe nume. Este de fapt mult mai util. Pentru că acest cuvânt, vrem, nu vrem, generează un pic de stres. Da? Generează un pic de stres și comunica cu acest câmp care spune așa, dacă vei repeta de fiecare dată că parcatul mașinii este o problemă, va, da? deveni, adică problem. va deveni o problemă. Câmpul o să zică, ok, astăzi, pentru că ți-e -ți plac problemele, că el așa, înțelegeți, tu vrei probleme, astăzi o să cauți în locul de parcare 5 minute în plus. Și cum procedem să schimbăm <laughs> acest uh... nu, această negație și aceste probleme? Formularea este, este adică procesul este simplu. Dificultatea constă în faptul că, dacă până acum n-am conștientizat toate astea, ci mergeau așa, pe automat e acum trebuie să conștientizezi și tu să intervii și să anulezi și să Cât anulezi, și acesta este anulezi? cuvântul meu care <laughs> îl ador, este în gând să spui anulează și să reformulezi. Dar specialiștii spun că există un anumit timp, de câteva secunde pentru Sigur că da, pe, dacă ideea este să stai să te observi pe tine. Știi? Noi suntem pe de altă parte, suntem uh, educați să fim orientați spre lumea exterioară. Realitatea este că dacă vrei să schimbi lumea exterioară, trebuie să schimbi lumea interioară. Modul în care percepi lucrurile și modul în care acționezi și reacționezi la aceste lucruri. Și atunci, partea asta este dificilă. Să te observi pe tine, să te asculți pe tine știi? și să te prinzi. Am avut la un moment dat... Uh, pe cineva de la curs care a venit după câteva zile și a zis, domne, mi-ați nenorocit viața. Zic, da, de ce anulează, anulează? Zice, tocmai din cauza asta. Pentru că stau tot timpul că și 200, de, de cel puțin 200 de ori am spus anulează, anulează. Zic, da, dar ați corectat imediat? Da. bucură-te. Este un exercițiu foarte 200, simplu. Da, este foarte simplu. Dar, știi, oamenii așteaptă bagheta magică să fac odată ceva și să funcționeze. Și să tot funcționeze. Timpul. Nu. Trebuie să faci în mod repetitiv, repetitiv, ca această nouă stare, nouă atitudine să devină parte din subconștientul tău și să se, să se activeze automatismul. Și atunci, a parca mașina, în loc de a căuta locul de parcare, devine realitatea ta. Și atunci, comunicând întregului univers că eu parchez mașina când ajung acolo, clar va contribui la evenimente, în așa fel încât un loc să se libereze și pentru tine. Și uite, așa lucrăm pe fiecare convingere pe care o depui. Exact, exact. Și convingeri avem foarte multe, adică în foarte multe domenii din viață, de la uh, relații, de la vârstă, de la sănătate, știi, avem convingeri cu vârstă, trebuie să se întâmple aia. Pe ce vrei la. Ascult, recomand oamenilor să se asculte, da? Pentru că în momentul în care te prinzi spunând expresii, Apei la vârsta mea ce vrei. Eu nu vreau nimic, dar poți multe. Da? Nu există nicăieri o regulă scrisă că după 40-50 de ani trebuie să te lasă vederea, trebuie să te lase aia sau aia, că te lasă toate. Sau să apară așa. bolile, da. Exact. Sau să apară bolile și așa deci mai departe. Deci, cumva ne programăm mental pentru da, ce urmează. Da, da. Suntem și programați, dar ne și programăm. Cum suntem programați? Suntem programați și vizual, pentru că îi vedem pe bătrâni. Da cum se comportă, cum se vaită. Da? Și atunci creierul și subconștientul nostru de fapt implicit trag aceste concluzii. Crede că, cred că asta este normalitate. Este realitate și normalitate. Dar pe de altă parte, de foarte multe ori avem uh, posibilitate și na, acum uh, mijlocul asta de comunicare ne oferă posibilitatea să vedem persoane. chiar uh, pentru mine, un exemplu uh, elocvent pentru asta a fost. Uh, a fost prezentată o americană, nu una, ci mai multe, uh, care la 80 de ani era, cred că, pe paralele și uh -huh. făcea gimnastica uh -huh. și... Știu wow! Avea 80 de ani, acum câțiva ani. Spunând, și asta e partea cea mai faină, că ea s-a apucat de gimnastică la 50. Deci nu era sportivă de performanță, ea la 50 de ani s-a apucat de gimnastică. Cum? persistând, persistând. Da? creând noi convingeri, da creând noi obișnuințe, astfel încât creierul și subconștientul au zis tu poți. Se poate. Și nu are și întrerupe acea legătură între vârstă și abilitate de a face gimnastica. Da? Deci înseamnă o reprogramare, o reprogramare a subconștientului nostru. Practic de acolo pleacă totul de la reprogramarea da, subconștientului, la reprogram. minții subconștiente. Exact, exact. Asta este ne uităm, de exemplu, cum ni se schimbă prioritățile cu vârsta, care fac parte din programele noastre. Da? Când ne întoarcem acasă, da? ți minte când eram copil și mă întorceam acasă, primul lucru era, de fapt, să arunc ghiozdanul și să fug afară, să nu mă prindă mama. Ajunge adult, care e primul lucru? Să-ți lași diplomatul, să te așezi și să întrebi ce avem de mâncare. Da? Și după aia ne văităm și ne plângem, vai ce sedentar am devenit. Păi devenit sedentar pentru că lași să funcționeze subconștientul. Dar ia decizia atunci. Când ajungi acasă, lasă diplomatul sau ghiozdanul sau ce vrei tu și ieși afară în parc și joacă-te. Dar asta este și un act de voință. Nu să-l faci odată. Trebuie să-l faci în mod repetitiv, repetitiv, astfel încât devine un automatism și după obișnuință. Aia, și obișnuință. Și atunci prioritatea nu este să ne năpustim asupra mâncării, și prioritatea să ne trăim viața într-un mod calitativ, diferit. Plecăm de la voință, ca să reprogramăm uh, subconștientul. Plecăm de la voință, da. Există un principiu a primilor 5 secunde. Ideea este să iei decizia în primele 5 secunde. Dacă n-ai luat decizia în primele 5 secunde, dificultate cu care vei acționa crește rapid. În cele 5 secunde cine se manifestă? mentalul sau intuitivul? O, eu, eu eu am descoperit că este un conflict. Eu am descoperit de. că este un conflict între uh, subconștientul meu și convingerile de subconștient, da? Cu noutate care vreau să introduc. Pentru că subconștientul este confortabil, zice, dar de ce să ieșim? Dar de ce să facem asta? Lasă că ne e bine așa. Pe termen lung nu ne este bine așa. Și atunci Uh, na, una din rețetele, hai să spun așa, uh, nu neapărat să spun a sănătății, dar una din rețetele ca să-ți uh, să îmbunătățești starea de sănătate, să inversezi procesul, hai să zic așa, să-l denumesc de îmbătrânire. Da? Uh, este în fiecare an să înveți ceva nou. Eu am descoperit că după ce am terminat facultatea, de fapt de abia atunci a început învățatul. La până atunci a fost antrenamentul. <gărătări> da.